Constantin Brâncoveanu a fost vreme de 26 de ani domnul țării românești. Supranumit pe bună dreptate Prințul Aurului de către otomani, a avut parte de cea mai crudă moarte din istorie. A sfârșit fix în ziua în care împlinea 60 de ani, după luni de chinuri groasnice în temnița turcească. De atunci, în fiecare an, pe 16 august, sunt cinstiți Sfinții Martiri Brâncoveni. Acest voievod al țării românești s-a născut în anul 1654, din părinți de bun neam. Rămas orfan de tată încă din pruncie, tânărul Constantin a fost crescut de către unchiul său, Constantin Cantacuzino. Acesta s-a îngrijit să-i pună dascăli înțelepți, spre a primi învățătură aleasă. Domnia lui Constantin Brâncoveanu a început pe 29 octombrie și a însemnat pentru țara românească 26 de ani de prosperitate și liniște. Cronicarii vremii spun că domnitorul ar fi avut o avere impresionantă, stăpânind peste 150 de sate și moșii, din Mehedinți până în Buzău, din Argeș până la Dunăre. Tot ei amintesc că era numit de către turci Prințul Aurului, deoarece niciun alt domnitor nu le dăduse plocoane mai bogate. Constantin Brâncoveanu a folosit aceste resurse pentru a potoli setea de avuție a otomanilor. În anii de domnie, țara românească nu a cunoscut teroarea războiului. Nicolae Iorga scria: osândit să nu facă politica armelor, Constantin Brâncoveanu a făcut în schimb marea politică a culturii. Prin aceste cuvinte, Nicolae Iorga sublinia importanța pe care acesta a acordat-o vieții culturale. Marea bogăție care a asigurat pacea țării i-a adus însă sfârșitul domnitorului. A stârnit invidia boierilor, care au început să uneltească împotriva lui. Lăsați somnul vă treziți, armele vi le gătiți, că pe noi ne-a înconjurat pașa cel neîmpăcat. Așa cum reiese și din strofele închinate lui, viața creștină exemplară, așezată în slujba neamului românesc, nu putea fi încununată decât de un sfârșit de excepție, de o moarte creștină exemplară. Așa cum Iisus a fost vândut de un apropiat de-al său, așa și domnitorul muntean a fost vândut turcilor de un prieten de-al său. Tragedia brâncovenilor și sfârșitul bogatului domn a început pe 25 martie 1714. Trei săptămâni au mers prizonieri către Constantinopol, unde, după cum notează cronicarii, Brâncoveanu s-ar fi așteptat să fie dus la unul dintre palatele țării. Ajuns la Constantinopol, familia sa a fost aruncată în cea mai cumplită temniță turcească, închisoarea celor 7 turnuri. Acolo au fost supuși unor chinuri groasnice, deoarece nu le-au spus otomanilor unde este ascunsă averea. Otomanii bănuiau averile lui Brâncoveanu foarte mari, însă găsiseră foarte puține. Deci se gândeau că voievodul le-ar fi ascuns undeva. La sfârșit, după ce au smuls tot ce puteau de la bătrânul voievod, fără să găsească averea la care se așteptau ei, turcii l-au pus să aleagă între trecerea la legea turcească și moarte. Constantine Brâncovene nu-mi grăi vorbe viclene, de-ți-e milă de copii și de vrei ca să mai fii, lasă legea creștinească și te dă-n legea turcească. Deci au căzut capetele vistiernicului Ianache, apoi a fiului cel mare, Constantin, apoi a lui Ștefan și a lui Radu. Iar când a venit rândul copilului Mateiaș, înspăimântat, a strigat că se va face musulman. Atunci tatăl său a zis:
Din sângele nostru nu a fost nimeni care să-și piardă credința. Trupurile mucenicilor au fost aruncate apoi în mare, de unde au fost culese de milostivi și îngropate în taină și evlavie.